Salutare, băieți, bine ați venit la un nou episod. Astăzi din nou am un roleplay cu mafia rusă. Deci, astăzi avem o idee super, super mare. Deci, dacă îți place acea serie, te invit căldură să apeși pe butonul de like și subscribe. Bă, eu am rămas aici ultima dată. Mi-a venit o idee mie în minte. Să facem în felul următor. Vedeți vinurile astea? Bine, mai mult ar fi ca șampaniile. Da, am eu o idee un pic mai trăznită, să zic așa, în care ar fi un pic mai ok, știi, să ne jucăm un pic cu astea. Hai să vedem, dacă este un coleg. Trebuie să-l anunț pe un colegul meu, nu? Ce fac aici, mă? Vezi că ești răgușit, mă, de la atâta vin. Colegul, ce faci? A, cred că de la noi. Oh, mamă. Urăsca. Colegul, mă auzi? Da, te aud, mi-au iau urechile. Am înțeles. Pe ce faci, aici, mă, nebunule? Cu sticla de vin, deja ce te cinstești sau ce? Păi mă uitam ce frumos e tablou de acolo, l-am recunoscut pe șef. Mm-hmm. Și vedeam pe aici că au rămas cam puține sticle. Păi ce... el când a fost în urmă cu familia, cu un altă, nu vezi acolo un câine, un cal? Mă, păi da, văd că calul cam că tot tablou. Da, da, mă, fii atent. Știi că ieri... Am terminat de luat marihuana aia de acolo. De da, 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 cam cules. Și deși prăbat. Mă, am nevoie acum de... am o chestie. Mi-a rămas o jumătate din bani în care... banii ăștia putem să investim în altceva. Dar trebuie să mă ajuți. În femei? No. Am eu de... dacă tu ai venit cu vinul ăsta acolo în mână, uite-te ce frumos arată. Mă, m-a interesat să cumpăr niște pământ. Care... unde poți să plătești așa viță de vie, na? Știi tu, struguri. Pământ, pământ. Stai că plecam eu un prieten, nu știu. Stai să văd că las. Ia uite. Ia uite-te să vezi dacă ai un prieten. Nu mai știu cum îl cheamă, mi se pare că era din Italia. Mamă, sună telefonul, bă. Hai că... ne luăm și noi în loc, nu? Ce, mă, sună telefonul? Domnul meu. Da, acum. Alo? Băi, vorbește salut, cu ăla. Vezi că am și o problemă. Am nevoie de puțin un teren așa. Mai mare, mai mic. Preferabil mai mare, nu știu. Băi, dacă tot mi-a venit ideea cu asta... cu struguri, vreau să iasă un vin foarte bun. Hai să vedem ce iese. Păi vă place televizorul ăla de acolo? Ia uitați cărțile astea. Hai să vi le arăt, nu știu dacă sunteți interesați. Da, șeful a fost asta. Mai demult pe vapor. Da, și-a luat de aici vaporașul ăsta, mini vaporașul. A jucat și de toate. Și e acolo după ce fac la dreapta? Cranile astea nu le băgați de seama. Știu că acolo m-ai dus pe mine când ne-am bătat. Da, 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 mai țin minte. Mamă, ce are ăsta pe aici, rom de ala. Hai, dacă mă pornesc, sper că fac un șeful, da? Bine, hai, ceau. Am o veste bună. Ce s-a întâmplat? Domnul ăsta, prietenul meu, are un teren acolo destul de mare. Mm-hmm. Are struguri, prima plantație a fost a lui, cea mai bună. Da, da, da. E bun. Păi și când putem să-l vizităm pe om? Omul zic că și-a făcut acolo o căsuță pe lângă și că e acolo cam tot timpul. Păi nu, spune la băieț să vină. Mergem până acolo, nu? Mergem în vizita. Haide cu mine, că știu unde mă duc. Loc. Stai că mai alerg. Hai, colegul, că eu mă cam grebesc un pic. Acum la asta costum și mă mișc mai greu. Păi nu știu de ce face chestiile alea, dar nu mă întrebați. Ce se vede așa? Hai, colegul, spune și la celălalt să vină.
Mergem, mă pun eu cu unul în spate, știi, ca de obicei. Da. Dacă îl văd pe colegul, unul dintre ei. Păi și răspunde, spun. S-a oprit la marihuana un pic la terasă pe acolo. Ce s-a întâmplat? Cred că pe acolo, cred că au Am căzut iarăși. înțeles. Nu, mă, și pun de celălalt. Celălalt se plimbă pe acolo. Se plimbă, păi spune mă să vină, trimite-l acolo la căscuță să vină celălalt. Băi, hai că merge acum, să vedem, poate semnăm și un contract. Trebuie să vedem, îi facem o surpriză, știi? La șeful nostru. O să-i placă vinul. Am eu o rețetă așa de vin, mai vechi un pic, deci na. Hai frate, mai aștept sau... Gata, gata. Hai frate, mi-a zis să vină. Sau mai trebuie să mai stăm mult, în cât timp apare prietenul tău? Prietenul meu e deja acolo, ți-am zis. Nu, păi atunci hai să nu ne mai aștepte, nu? Păi hai. Și celălalt unde -s? Merge numai noi doi? Stai puțin că ies un domn acolo afară, le iau și pe El și stai pe că e colegul nostru sau... Da, este. Păi hai mă, Colegul, hai și mașină. tu să ne supraveghezi. Hai mă, Bine. mașină, hai. Bun, vezi acolo unde trebuie să mergi, sau știi, nu? Da, Eu l-am știu. văzut acolo, pe GPS-ul mașinii. Hai că nu scrie Da, rata da, da, sus sau știu ce. pentru că mi-o... Ce? Am fost eu odată acolo și ne-am îmbătat și na. Da. Bă, bine, v-am mers noi. Când a fost asta în tinerețe? Acum 2 zile. Am înțeles. Păi și n-ai mi zis nimic de nimic, mă. Nu-i dai nici la șeful nimic. Bine, nu eu, Păi nu prea mai celălalt. avea. Am înțeles, păi dintr-o... Mă, nu mi-a zis nimic. Măi, colegul celălalt. Sau tu zic pe nume, cum vrei. Nu știu. Măi, ți-ar plăcea așa o combinație cu struguri, cu una alta. Să vedem și Da, noi. aș fi ce trebuie. A, păi zic că n-ai testa, Adevărat. a? Da. Bă, ce mult îmi place mașina asta, mă, că cam scârțe, mă. Scârțe rău. Mă, încet, mă, că mă... Până ajungem acolo, cred că... Nu numai strigurile ori fi varză, dar și eu. Dar nu știu Ne dacă a facem trecut noi efectul struguri cu asta. Am înțeles, păi nu, știu, mă. Unde pun frână? În cimitir, ăsta, la locație. Unde-i pui frână? Ce întrebare? Ce întrebare? Bă, dar dă-i un pic acolo la răcoare, mă, că e 30 de grade, mă. Acolo la... schimbă de pe cald pe rece. Știi tu la ce zic? Hai că la ce am zis eu, cred că omul se gândește la ceva, nu la... Ia, domn, colegul. Ce fam... Bă, am înțeles. Colegul, geamul ăsta. Da, cred că l-o deranjat rău, a? Vedem mai bine fără el. Da, bine, mă. Vezi că... Să Aoleu. nu vezi că vei plătit din salariul tău. Aoleu. Ai grijă, ai grijă. Ți-am zis că mi-e rău cu tine. A zgâriat mașina. Ai bai, Eu jumătate v-am din zis că am salariul băut. tăiat. Aoleu. Jumătate din salariul tăiat. Bă. Că sper că nu pleacă asta pe codera sensă. Aici, la stânga, aveți bijuteria. Aici la stânga, Mamă. bă, E stai mă să dreapta, mă nu-i uit un stânga. pic, sau? Dreapta sau Păi nu stânga, aici mă omule? întâlnesc cu ea. Sunt două. Am înțeles. 100, să? Mamă, ce e aici în stânga, fii atent. Uitați-vă, mă, în stânga. Dacă vrei, hai, coboară puțin, du-te, ia un bob de acolo și zi-mi ce gustare. Da, și mă, că nu eu deocamdată, poate mă trovăz, dracule. Lasă, că o să luăm din plătoasele noastre, nu din pe altora, știi ce zic? Bă, Dacă e zici tu. frumoasă, e frumoasă zona, e frumoasă zona. Văd că are și mere, pere pe aici, n-are, n-ai treaba. Mă, poate, ce s-au de așa în pușcături? N-am auzit tu. Se bate cu strugul. Dacă el și ninja sau ce?
Ia uite. A, aici sunt domnii. Parchează aici, dar vezi cum parchez că... Fernandinho? Ții? Dica. Bună ziua, bună ziua. Buongiorno, buongiorno. Vă salută, domnul. N-am înțeles. Și eu, tot la fel. Înțeleg că nu e român, nu? Chi siete? Nu, e italian. Am înțeles. Păi, eu le duc. Acolo e vinul adevărat, în Italia. Vă întreabă șeful meu cine sunteți dumneavoastră. Eu sunt domnul care ar dori să cumpere o plantație pe aici, un cel puțin un hectar sau doi. Dacă se poate. Plantațiune. Băi, ăsta e italian, nu? Ah, ok, ok. Quanto volete, quanti ettari? Câți hectari doriți să cumpărați de la noi? 2, 3. Depinde cu cât le dă. 2, 3. Conta costa. Allora, 2, 3 ettari costano intorno a 100.000 euro. Cât a zis? Am 100.000 de euro, a zis 2-3 hectare. No, nu e o problemă, nu e o problemă. No, bun, atunci cum Questi sono delle plante di uva molto buone. Am înțeles ceva de bune, ce înseamnă? Avem niște plante foarte bune, puteți să plantați orice. Mm-hmm. Aici, da, dar noi în partea din față avem plantații de vie. Mm-hmm. Am înțeles. Dacă vreți, ce acolo în dreapta bazinul ăla mare? Che così che il coso. Quale quello? Sì, sì. Sì, patron. Quello è per mettere l'uva e fare il vino. Am înțeles ceva de vin. E să pui... Da, e să pui vinul. Acolo poți să-l depozitezi la precoltare. Păi da, păi asta mă interesează pe mine. Păi nu, facem hârtiile, facem, batem palma sau... Ia întreabă. Deci să înțeleg că toată zona asta, nu? Da, da, toată zona este a noastră. Mm-hmm. Bun, bun, bun. Atunci hai că mă interesează și pe mine. Semnăm el contractul? Si, si. Da, domnul este de acord să semnăm contractul. Vado a prendere i fogli alla casa. Ma rivengo. Haide să... Are el un contract la el sau cum facem? Ce muscă. Domnul se duce să ia foile acum să semnăm. Bine, bine. Păi na, să vedem ce va fi pe aici, pe viitorul, în alta. Poate, poate, știi? Păi și de cât timp lucrez cu el? Sau de cât timp ești mână-mână cu el? Doriți să vă prezint împrejurimile? Mă, împrejurimile, cred că le-am mai văzut, că am trecut eu pe aici, prin zona asta. Deocamdată nu prea aș vrem. Ceea ce mă interesează pe mine e că doar să o cumpăr acum și să vedem pe viitor ce va fi. Cam câte hectare ies pe an? Păi, nu e partea asta, de fapt, pare cam vreo două. Bine, au, și cum e cu Giovanni? De acolo, cam câte kilograme de acolo ies? Am rămas eu bat mort acolo, în șantul de acolo am adormit. Păi așa faci, mă. Păi, acum depinde de an. În unii ani, într-un an, poate să iese 100 de kilograme de vin, alții 300, acum depinde de cum plouă. Signore, questo è il contratto e dovete firmare. Sì, chichita. A adus șeful meu contractul să semnăm dacă doriți să cumpărați. Spune să-l pune acolo, pe asta și-l semnăm. Numai că eu scriu pe română, știi, deci nu... Da, nu e o problemă, o semnă, de doar să dați o semnătură. Metilus la machia. Bun, bun, bun. Ba, dar ții să mai stai un pic pe aici. Rău. Ok, hai că-i semnat. Dacă m-am putut. Hai, zis să batem palma, nu? Da, a fost de acord, domnul. A semnat acum, o să fie tot ok. Să zic, de săptămâna viitoare să puteți să veniți să faceți ce doriți cu terenul. Am înțeles. Bati 5, fratello. Domnul zice să bateți palma.
stai un pic, că nu merge, no. Acum așa. Ne mai prietenim. Ne împrietenim și noi cu italienii. Seguite. Da. Bun atunci. No, a zis domnul să mergeți după el. Vrea să vă arate ceva. Stai acolo că poate mai și bei vinul. Apoi... Nu. Da. Queste qua, signore, sono le plantazioni. Ce a zis? Asta este plantația. Am înțeles, deci doar asta, nu? Aceasta și mai avem alta în spate, dacă doriți să o cumpărați și pe aceea. Păi, măi, banii, cum am zis, banii voi... Bă, haide acolo, mă. Ia ăla ce face. Oh, mai că stai afa, oh. Am înțeles, acum tăzi ne până mai să băgăm. A întrebat șeful ce faceți acolo. Prea târziu. Mai de castruguri. Oh! Îți mănâncă de recoltă. Domnul, lăsați recolta. Oh! Ia, oh, mai fai. Dar văd că-i plac struguri. Îi place, ia să zice ce mi-e place, dar suntem... No, aici. Oh! Ioi. Tia, pia... Mamă, ce i-a dat? Ce i-a dat una? De questo. Mamă, ce i-a dat-o. Pum! Bine, mă, hai că... Hai că l-am lăsat aici. Mai soldi? Ne ocupăm noi de el atunci. Bun, atunci hai că eu v-am blesat. Scuze, signore, mai soldi? Șeful meu dorește banii. Ah, ok. No, bine atunci. Stai că mă duc acolo să-i dau banii. Am geantă acolo în spate. Haideți cu mine. Okay. Come un mit... Ia... Maico. Mai stint. După lui. Ok. Zis să vină. Stai mai departe, mă. Deci pe tine te văd mai... Hai să o scoatem de acum și... Mamma mia, diventiamo ricchi. Asta e domnul. Dați-i șefului. Ah, ok. Bă, ia, poftim. Fernandinho. Grazie. Eu crezut tu, prieten. Tu umplați falca. Si, eu te-o gonfiato la faccia, si. Ah, nu că lași-o pe Italia, numai grazie mille, signor. Spune că și eu îi mulțumesc mult. Și ne auzim pe viitor, nu? Poate mai cumpărăm ceva. Bun, haideți în mașină, colegii. O zi frumoasă, să dăm și cu tine palma. Ciao, signore. Ciao. Hai. Mersi de contract, mersi de tot. Vezi că valiza lui ăla trebuie să o pună în spate, nu... Da, șeful se comportă ca pe Italia. Bine, hai că mergem noi. La revedere. Ne mai auzim pentru alt contract, dacă mă doriți. Da. Uită-te! Mai fii atent. Ce palet îi dau când îl fie? Băi, mersi de pe acest contract, băi, a fost chiar un moment bun. Numai că cam, îi place să scamdeie la palme. Băi, pune acolo pe GPS unde mergem. Știi ce zic? Pune acolo pe GPS. Bă, cred că n-am venit noi bine, dar nu contează. Ai Waze acolo, nu știu. Mamă, cât avem de mers. Mă, fii atent cum facem. De acum încolo, pe aici o să lucrăm, o să vedem cum facem. La fel cum a fost și dincolo, știi? Da. Acum aici o să dureze mai mult timp. Decât am înțeles, vreo 3-4 ani. Ca să iasă acolo, știi? Na, prima precoltă nu se iasă bine, ca cam așa e tot timpul. A doua, a treia, tot se iasă perfect, știi? Da. Cine a fost ăla? Mă, încă o dată, mersi. Băi, băieți, dacă v-a plăcut acest episod, vă invit culturul să apăsați pe butonul de like și subscribe. Doamne. Singura problemă că acum să găsim și noi niște oameni să ne ajute. Mă, eu am fost MP și... Sau îl punem pe prăduitorul ăsta, pe domnul Fernandinho.